Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod din Satisfactory pe canalul doctorașului. Eu sunt Cosmin. Iar în acest episod avem multe lucruri de făcut, fraților, multe lucruri și complicate, pentru că am deblocat assemblerul și deja lucrurile încep să se complice mai mult. În acest episod voi vrea să folosesc assemblerul pentru linia de iron. Și știți că din iron nou acum ne șuruburi iron rods și iron plates. Și voi vrea să fac în felul următor, voi vrea să fac o linie pentru reinforced iron plate, o linie pentru modular frame și o linie pentru rotor. Da, pentru că de rotor avem nevoie, de reinforced iron plates avem nevoie și așa mai departe. Înainte de asta însă vreau să fac repede niște biomass din leaves, din frunze, pentru că am cules niște frunze, nu mai avem energie pe nicăieri, nici pe iron, nici pe limestone și nici pe cupru. Probabil avem ceva curent pe parte de catirium, dar acolo momentan nu mă interesează, aia am făcut în episodul trecut, nu ne mai atingem de ea momentan. Voi vrea să fac așa. 100 aici. Avem 100 în cealaltă parte? Nu-mi dau seama. Aici nu avem. Mai punem 100 și aici. Și momentan se lucrează aici. Da, asta a început să lucreze. Vreau să dau, să pornesc și cuprul, pentru că de cupru vom avea nevoie. Și după aceea vreau să vă explic aici ce o să facem. Că e complicat. E complicăciune. Și o să ne încurcăm mațele pe aici. Dacă tot suntem aici, vreau să calculez repede cât consumă și cât produce ca să dau un downgrade micuț. Punem aici în biomass burner 100. Punem și 137 că mă duc, vin mai greu. Ideea e în felul următor. Asta produce în momentul de față, poate să producă până la 30 de megawatts. O dată. Ăsta consumă, hai de fapt, nu facem așa. Ăsta produce 120 pe minut. Și ăsta are 30 cu 30, 60. Deci în primul rând ăsta trebuie să producă fix jumate. Da? 60 de bucăți pe minut. Apoi 30 aici. Produce 30, intră 30, ies 30, intră 30, ies 30. Ok, 30 aici. Produce 15 copper pe minut. Primește 15 pe minut și produce 30 pe minut. Păi dacă intră 15... Da, e bine. Și dacă scad aici, ce se întâmplă? Sunt curios. Uite, 7 pe minut. Nu, vin 15. E bine, 15, care are nevoie de 15. Și aici la fel. 15 pe minut. Și scoate 30 de părți pe minut. Ăsta produce, primește 60 pe minut maxim. Și produce 30. Consumă? Consumă 60. Dar n-are cum să primească. Că de la ăsta nu primește decât 30. Deci ăsta ar putea să facă, să primească doar 30 pe minut. Și să producă 15, pentru că așa e. Iar ăsta primește 15 și scoate 30. Pentru că atâta poate. Procesează 15 pe minut. Păi dacă ăsta procesează 15 pe minut, de ce îi dăm 30 pe minut? Că o să se oprească. Hai să-i dăm și lui ăsta, îi dăm 15 pe minut. Dacă n-are sens, ăsta scoate 15, dacă ăsta scoate 15, ăsta o să primească 15. Bun. Și ăsta scoate 30 de părți pe minut. Și dacă scoate 30, se duce mai departe. Ok. La fel și aici. Ăsta scoate, intră 30,
Scoate 30. Asta cât procesează? 15. Păi la fel. 50%. Așa. Să facă 15 bucăți. Dacă ăsta primește 15 bucăți, ăsta primește 15 bucăți, ăsta trebuie să facă 30 de bucăți. Că nu folosește mai mult. Ăsta îți face... Mai, ăsta e minerul. Bun. Ok. Super tare. Prin urmare, acum, ăsta produce, consumă 0,6. 0,6 și cu 1,3 și cu 1,3, 0,6 cu 2,6, 3,2. 3,2 și cu 4, 7,2 și cu încă 4, 11,2. 11,2 și cu ăsta 12,5. Deci ăsta face, ăsta consumă 12,5. Și produce mult mai mult. Nu avem nevoie de atât. Avem nevoie de 12,5, să spunem 15. Și produce 30, deci îl ducem la jumate. Uite așa. Asta consume mai puțin și să dureze mai mult. Ok. Acum că am făcut asta și că o să meargă mai greuț, dar măcar o să meargă echilibrat și nu o să mai consumăm. Hai să iau 500 de astea. Ok. Cabluri nu am nevoie. De aici am nevoie de 400. 1, 2, 3, 4. Luăm una înapoi. Așa. M-aș duce sus ca să-l aranjez și pe ăsta. Că trebuie să-l aranjez și pe ăsta. Hai să-i dau drumul mai întâi. De fapt, nu-i dau drumul. Mai întâi vreau să văd așa. Deci ăsta scoate 120, dacă nu mă înșel. Ăsta scoate 120. Ăsta procesează. Trebuie să-i dau drumul, că nu-mi dau seama. Nu scrie aici. Hai, mă. Ia, mă, sărăcie de aici. 100. Și fii cu minte. Deci ăsta produce 120. Ăsta produce 45 pe minut. 45 pe minut. Și scoate 15. Și sunt 2. 90. Deci ăsta în primul rând trebuie să dea 90-920. Uite așa, hai să dea 91. Scoate 15. A, scoate 15 și după aia se duce. Ok, bun. Am rezolvat-o pe asta. Asta a fost simplu. Asta a fost chiar simplu. Și cea mai complicată o să fie la... La iron. Așa. Acum. Am luat 400 de astea? Am luat 400 de astea. Trebuie să luăm 200 de țevi. Țevi. 100, 200. 200 de plăci. 100. Și încă 100. Bun. Aici s-a blocat ceva. Că nu mai merge. Ei, și cred că aici o să refac un pic sistemul. Deja s-a blocat aici și trebuie să refac sistemul un pic. Că deja avem assembler și cred că e mai ușor să refac tot sistemul decât să mă chinui acum să aranjez așa cum mă gândeam eu că trebuie să aranjez. Resourcing, nu mă interesează neapărat, avem aici un shop și... Anti-waste effort. What? Early hearts into the awesome resource sink, depending on their amount and complexity, will grant you coupons in the awesome store, which can be exchanged for bonus rewards. Examples of bonus content are parts, walls, factory attachments, and cosmetics. Fixit is working hard to develop additional options, which will be added to the awesome store in the future. Deci, de ce nu avem nevoie? Dacă nu avem nevoie de ceva, punem în acel sink și primim cupoane de reducere cu care putem să cumpărăm anumite chestii din shop-ul
pe care le vom crea aici, deci totul este in-game, da? Ok, bun. Trebuie să lucrăm un pic la chestia asta. Ideea este că trebuie să scoatem șuruburi, iron rods, iron plates. Șuruburile să le combinăm cu iron rods ca să ne dea rotor. Iron rods trebuie să, să se ducă cu iron plates ca să ne dea reinforced și reinforced cu iron rods ca să ne dea altceva. Da? Ce nu înțeleg eu acum este de ce nu funcționează. Nu mai are energie, deja a consumat energia for el. A, i-am pus... A. Ar fi o idee să și pornesc, nu? Așa, deci asta o să funcționeze mai departe. Mă gândeam dacă nu cumva ar fi o idee să mai fac încă un... aici... Încă un... din asta. Încă un miner. Să mai fac încă un miner. Sau să-l fac aici. Deși aici nu mai ajunge, aici mai ajunge cu altceva. Să mai pun încă un miner aici. Deci să fac un miner din ăla mic. Să vedem exact după aceea ce... Ce compun. Ce scot din acel miner. Dar trebuie să mai fac neapărat încă un miner. Asta este clar. Am nevoie de iron rods. Pe care nu le am. Facem iron rods. N-am iron rods? Mamă, trebuie să mă duc să-mi iau iron rods. Foi de capul meu. Da. V-am zis că e complicăciune pe aici? Ce se întâmplă? Și aici trebuie să lucrez un pic. Dar lucrez după aceea. Că trebuie să-mi dau seama cum fac ca să fie bine. Acum nu pot să le... Să umplu la ele și să-i scad capacitatea de producție. Pentru că eu vreau mai apoi să-mi producă un pic mai mult. Și de asta trebuie să-mi dau seama cum fac să fie bine. Până una alta mai fac, fac un portable miner. Ok, și vreau un miner. Vreau un miner, apoi vreau un smelter. Am suficient, n-am concrete. Pe care mă duc acum să-l iau. Iau acum concrete-ul și după aia vedem cum facem. Oricum o să fie și cu energia, o să fie interesant. Cred că vom începe deja să facem... Deja vom începe să creăm și aici... burner, biomass burner, pentru că altfel n-am cum. Ok. Deci... Miner! Minerul nostru la datorie aici. Apoi din minerul nostru la datorie o să avem un smelter. Care o să se întoarcă, uite așa. Și o să vină, uite așa. Și cu una bucată conveyor belt se duce, uite așa. Tu, nenea, o să faci ce poți. Tu, nenea, o să faci iron ingots. Și apoi o să scoți aici. Ceva. Dar întrebarea este cum facem. Deci, odată. Din ăsta, din șuruburi. Deci șuruburile trebuie să le combin cu iron rods. Care sunt aici. Bun. Șuruburi cu iron rods e ok. Iese rotorul. Deci aici o să pun un... splitter. Da, intră de aici. Și am revenit, așa, vi se pare că este ceva ciudat, nu? Că făceam ceva și deodată s-a întrerupt și am revenit așa. E bine, asta se întâmplă pentru că n-am mai avut spațiu de înregistrat și eu am vorbit în continuu și am construit încă vreo 20 de minute din episod și mi-am dat seama după că nu s-a înregistrat.
Și n-am ce să fac pentru că nu o să distrug toată chestia asta. Așa că o să vă fac un rezumat la ce am făcut. N-am făcut altceva decât să construiesc aici. Practic, am făcut asta. M-am folosit, cum ziceam, că vreau să mă folosesc de assembler. Și practic, nu știu exact unde v-am lăsat. Dar ăsta este primul miner, care se duce în splitter și de aici avem două smeltere. Astea le știți, da? Partea asta o știți. De aici se duce în trei constructere. Și avem partea de iron rods, care se împarte în două. O parte intră împreună cu șuruburile într-un assembler și facem rotoare, da? O parte din șuruburi se întorc în acest container, o parte din iron bars merg frumos aici într-un alt splitter, o parte se duc în container ca să fie stocate, iar o altă parte se unește cu ce iese din acest assembler. Din acest assembler iese așa, pe parte intră iron plates de aici, pe o parte intră șuruburi care sunt făcute de aici, din al doilea miner pe care îl am, da, și se fac reinforced plates, iar reinforced plates împreună cu aceste iron rods vor produce modular frame. În același timp aici o să mai avem o altă parte de iron plates, pentru că iron plates am consumat și nu mai avem. Da? Nu am făcut încă partea de curent electric. Și mă gândeam dacă are rost sau nu are rost să le aranjez un pic aici, să le organizez un pic cu benzi suprapuse, și m-am gândit că nu are sens, pentru că oricum asta este o bază temporară. Baza mare, cred că baza principală o să fie undeva pe aici. Știți? Pe unde e hău-ul ăsta. Da? Și atunci nu are niciun sens să fac pe pământ direct treaba asta. Acum trebuie să le conectăm la curent. Trebuie să le conectăm la curent. Dacă vă întrebați care e treaba cu ăștia, sunt niște prieteni care au intrat pe server. Și ăsta cred că este Pengu. Și când se deconectează așa rămân. Da. Dacă o să le dau, o să le dau până să mor și o să dispară. Dacă nu mă înșel. Dar trebuie să dau ceva. Vedeți? Ăsta el a dispărut, n-avea nimica. Și o să fie aici și o să dispară. Sau nu. Oricum. Punem Xenozepărul aici și mergem mai departe la treaba noastră. Xenozepăr aici. Ok, și acum ziceam că vreau să facem de curent. Apoi, în primul rând, trebuie să facem, nu o să suporte, rețeaua aia nu o să suporte tot ce vreau eu să fac. Prin urmare, o să vreau să fac mai multe biomass burners, vreo 3, ca să avem. Totul am în afară de iron rods, pe care ar trebui să le găsesc pe undeva pe aici. O să fie foarte haotic în momentul ăsta, până mă obișnuiesc unde e fiecare. Iron rods ar trebui să fie în ăsta, cred. Da. Și am nevoie de 45. O să iau 100, bun. O să fie dubios până ne obișnuim. Până mă obișnuiesc eu, de fapt. Bun, și aici o să vreau să fac cele 3 biomass burners. Și o să le pun așa. 1. 2. 3. 3 biomass burners, da? Eu zic că sunt suficiente cât să ne confere energie. De asta nu suntem, nu mai folosim. Nu mai folosesc de asta pentru că mă chinui mult prea tare să pun aici de fiecare dată ce e nevoie. Așa că
liniile astea de tensiune o să dispară. N-are niciun sens să le folosesc. Mai economisesc și un pic. Și linia asta. Și stâlpul ăsta. Și... acum o să... fac așa. Power line. O să fac un power pole. Mă gândesc cum să fie... fiecare cu power pole-ul lui. Așa mă gândesc. Uite așa. Power line. Așa. Power line. De fapt... de fapt, nu, am putea să fie un singur power line. Din toate astea trei. Dar chiar nu văd sensul. Și să fie... uite așa. Să mai vină un power pole, uite aici. Dar vedem pe parcurs. Power line, da? Power line 1. 2, 3 și de aici se duce, uite aici, uite așa. Și le-am conectat. Apoi, aici sunt conectate unele dintre ele. Mai facem un stâlp, uite pe aici, că sigur voi avea nevoie. Prin urmare o să-mi trag un curent de aici, aici, să fie. Ăsta este cu... are curent? No power. Dar e conectat. Hai să vedem exact cine are și cine nu are curent. Biomass am aici. Ar mai trebui să mai fac niște biomass înainte să începem treaba, pentru că altfel nu-mi dau seama exact cine care cum e. Din leaves facem așa frumos biomass. Că avem, am frunze suficiente. Și o să pun 200 în fiecare, deci trebuie să am 600. Mai vreau să am un stack și gata. 113, pam, pam, pam. Gata. Bun, da? O să pun în fiecare. O să pun în două inițial. Ia să văd cât. Vedem cât produce 60. E, o să consume mai mult, vă dați seama. După ce o să înceapă. Și vedem atunci dacă avem nevoie de mai mult, da? Ăsta funcționează, ăsta funcționează. Ăsta funcționează. Ăsta nu funcționează pentru că nu are curent. 3 din 4. Gata. Funcționează și asta. Apoi 1, 2, 3, 4. 1, 2. Întrebarea este ce nu funcționează de aici. Nu, ăsta o să-l păstrez atunci. Stâlpul ăsta și o să mai pun alt stâlp. Conectez la stâlpul ăsta. La stâlpul ăsta o să vină așa. Avem nevoie de ăsta. Astea sunt toate conectate. Ar mai trebui să pun un stâlp aici. Conectăm stâlpul ăsta aici. De la stâlp. Asta e conectat. Bun. Ăsta nu-i conectat. Dar trebuie să mă conectez la un... la o sursă de curent. 3. 4. Bun, ăsta are curent. Ăsta are curent.
Important e și aici. Că aici nu am. Uite, o să pun aici unul. Îl conectez pe ăsta aici. Ăsta trebuie să fie conectat. Ăsta trebuie să fie conectat. Și mai avem un... un pol aici. Și conectez și pe ăsta. Uite așa. Așa. Aici, nu, aici mă ajută că îmi spune dacă e ceva și nu pare să mai fie nimica. De aici? Nu, ăsta. Pe aici nu am nimica, nu? Mă mai duc pe undeva pe aici? Bă, uite-l, îl fac pe ăsta. Atunci, na. Îl conectez pe ăsta. Și mai am fix unul. Și aici la fel. Mai e ceva de folosit pe aici? Ăsta-i folosit. Hai că merg cam toate. Mi-e așa îmi pare. Mie că îmi pare că merg toate. Fiecare scoate, lucrează. Cam așa momentan. Și ia să vedem cât avem. Eee, și-a crescut. Vezi? Deci trebuie să punem și la ăsta. Avem nevoie și de ăsta. Avem nevoie și de ăsta. Așa. Bun. Deci avem nevoie de toate trei. Deși nu-mi dau seama de ce. Că cel mai mult... A, uite, 70 consumă 70. A consumat aici. Da. Și de asta. A fost mai mult de 60. Deci, trei din astea ne sunt arhi suficiente. Momentan. Dar nu cred că mai fac mare lucru pe aici. Șuruburi. Vreau să văd dacă mai vin șuruburi. Vin și șuruburi pe aici. Se duc și aici șuruburile? Se duc și aici șuruburile. Te rog frumos. Ăsta trebuie să-l dau de aici. Nu de alta. Nu pot să zic că mă... Îmi place cum stă aici. Dacă o să ducă mai încolo, nu e nicio problemă. Dar trebuie să dau ceva. Grab all. Și a dispărut. A, nu, uite aici. Bun. Aici să stai. Bun. Ok. Și acum vreau să mă duc în bază să le duc să duc și taserul meu și taserul lui. Îl duc în bază acolo. Și după aia vreau să văd dacă mai avem ceva de făcut sau dacă putem să încheiem episodul. Bine, nu putem chiar să-l încheiem așa, pentru că au fost, din câte țin minte, am înregistrat 14 minute și ar mai fi trebuit. Bun. Ce trebuie să fac? Este, și asta este clar, pe lângă faptul că mai trebuie să fac biomass pentru partea de cupru. Biomass din leaves. Să vedem cât o să mai fac. Că nu mai am decât jumătate de stack de frunze. Cred că o să fac un stack și un pic de... Gata, atâta, un stack. Bun. Vreau să văd acum, să văd dacă... Dacă produc toate câte ceva. Deci. Ăsta este de... șuruburi.
Asta este de... A, uite, facem rotoare, deci merge. Asta este de țevi. Asta este... E, facem și modular frame-uri. Bun. Pe interior, pe aici, avem ceva. Asta este de reinforced iron plate. Asta este de plates. Și cam asta e, nu? Bun. Aici astea nu mai lucrează pentru că nu mai au... nu mai au energie, dar uite că au făcut căcălău. 150. Facem jump pads. Hai să le mai dăm... să-i mai dau un pic de... de curent să mai facă și el aici. Îi dau 200 să facă. Ideea e că o să, mai, o să trebuiască la un moment dat să-i dau să mai facă. O să mai avem nevoie de o bandă. Care cred că o să se ducă în, cumva, nu știu cum o să vină. Pentru că din, din cupru mai putem să facem ceva. Vă arăt imediat. Imediat vă arăt ce mai putem să facem din cupru. Dar înainte să iau 300 de bucăți de... de plates din astea. Care se duc aici. 1, 2, 3. Hai să vedem exact ce se face. Deci mai putem să facem copper sheet din, din copper ingot. Înțelegeți? Deci o să trebuiască să fac și așa ceva. Între timp, 1, 2, 3, 4, 5 și mai avem rotoarele. Bun. Mai avem ceva de făcut la... Ia, aici. N-am cum, că nu le-am suficiente. Nu am suficiente carapace? Hai mă, n-am aici carapace? Băi, nu mă minți. A, uite aici, mai puteți să facem ceva research. A, dar trebuie să fac 1000 de... Am, cred că am 1000. Caterium. E, am nevoie de chestii. Uite, aș putea să mă duc... Alien Carapace, punem aici, că n-am ce să fac cu ele. Aș putea să mă duc să... să mai coleg din ce am făcut, uite, la de exemplu la Caterium ar trebui să mai iau 100 de din astea. 100 de fire. Ar trebui să mă duc să văd ce e pe acolo. Dar vreau să fac un lucru înainte de asta. Beacon. Beacon 2. Facem și 3, gata. 3 beaconuri. Un beacon vreau să-l pun la, la Caterium și dacă mai găsesc ceva între timp, fac și asta. Între timp mai culeg și un pic de, de iarbă dacă mai găsesc. Și cam asta a fost și episodul de astăzi. Mi-a mâncat zilele automatizarea asta, pe bune. E foarte mișto. No. Ia uite, și-a luat. Hai că aceste carapace sunt foarte bune. Produc foarte mult și organe și astea sunt foarte bune, sunt foarte utile. Uite, până aici. Și o să pun aici un beacon ca să știu exact unde este zona de Caterium. Aici încă culege, uite cât avem. Ho-ho! La greu produce Caterium aici. Și o să pun aici un beacon. A, și mai are? A, i-am pus de ăsta. Păi de asta, tată. Păi de asta, tată. Hai să punem aici un beacon. Configure beacon. Caterium. Și Cateriumul este galben, așa, nu?
Da, da. O să-i dau și culoare, eventual. Ok. Gata. Caterium, aici. Ok, pe aici văd că se descurcă foarte bine. Momentan o să las aici, nu o să mai fac bandă, dar... O să iau 500. Să fie. Între timp mai trebuie să iau de pe aici frunzuri. Da, știu, am zis frunzuri. Am zis... intenționat, să ne calmăm, da? Bun. Dacă mai găsești ceva, o să mai am beacon-uri. Între timp am găsit foarte mulți boscheți. De care eu am nevoie. Așa, bun. Ei bine, cred că în episodul următor o să facem, o să începem să ne apucăm de baza cealaltă. Ca să facem roșii de quartz. Pentru că odată ce mergem în facem cealaltă bază, o să dăm și de quartz. Pentru că trebuie să fac o platformă ca să ajung până... Până la quartz acolo. Hai mă, că o să mă bag și cu ăsta imediat. La mai întâi facem rost de frunze. Uite câte frunze avem aici. Chiar am dat de boschet cum trebuie. Mamă, dar am găsit boscheți mulți. Poate între timp... Ăștia sunt doi aici și nu înțeleg de ce sunt doi. Hoba! Mai e o dată. Gata. Asta a fost. Auleu, am căzut. Dar ce păzea el? Asta e întrebare foarte bună. Păzea boscheții ăștia. Să nu-i debosketerim noi. 1500, hai. 1500 și gata. Și mergem acasă. Gata. Mergem acasă? Bine, mai strângem până acasă. Dacă facem... 2000 până acasă, ideea că am nevoie și nu strâng, eu nu stau să strâng. E fucking... plictisitor. Să strâng de fiecare dată. Leaves și o să vreau să fac ceva automat momentan până nu dau de altă sursă de... Zi, o altă sursă de... de energie. Momentan ne bazăm pe asta. Îmi cer scuze de acum, o să vă anunț exact pentru că s-ar putea să strănut. și să vă dați căștile la o parte, dar momentan mi-a trecut. Momentan mi-a trecut, suntem în siguranță. Ia uite cum funcționează aici. Din greu funcționează. Rupă-i tată, fă acolo. Trebuie să-mi fac drujbă. Trebuie neapărat să fac drujbă. Ca să tai copaci de pe aici. Aici mai deboschetărim un pic până merg acasă. Nu, pot să trec pe aici. Facem așa ca să mergem mai repede. Bam. 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 Cât mai are? Asta este importante. 100. Hai că mai au. Au, 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 mult. Bun, hai să vedem aici exact ce mai... ce mai strângem? Nu de aici mă interesează, mă interesează rotoare. 14 rotoare de-abia. Aoleu, greu se mișcă. Bun, dragii mei, cam ăsta a fost și videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Deși este așa tăiat, îmi pare rău, dar probleme tehnice n-am avut ce să fac. Asta se întâmplă când un episod are 18 giga, nu am loc de foarte multe. Dacă v-a plăcut, nu uitați, lăsați un like, abonați-vă și ne auzim la un nou videoclip. Unde vom face niște lucruri interesante, precum această drujbă. Așa. Ok, rămâneți cu bine, salutare!